Este și el tot în Costa Rica. Sergiu Diacomatu vrea să intre în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Diacomatu. Înțeleg că nu sunteți în Costa Rica și n-ați plecat, n-ați fugit din țară, n-ați plecat din țară și vreți să vă întoarceți. Salut mâinile, doamna Stăicescu, și... Bună seara, încerc să vă aud mai tare, de asta am căutat casca. Vă rog. M-a auzit suficient? Da, da. Nu știu dacă este legătura suficient de bună. Doamna Stăicescu, nu sunt plecat, nu sunt fugit din țară, sunt doar plecat într-o mică vacanță împreună cu soția. Din contră, vacanța noastră era programată de undeva din luna ianuarie, deoarece soția mea a fost gravidă și acum, odată cu întreruperea lăsării, ne-am permis și noi să plecăm într-o mică vacanță, cu atât mai mult cu cât am un termen de judecată pe data de 20 aprilie, care, după toate informațiile mele, va fi și ultimul termen de judecată. Mi-am schimbat biletele de avion, iar cu data de 19 voi fi în țară. Unde, deci unde sunteți? Unde sunteți? În momentul de față sunt în Columbia. M-am înțeles. Dacă treceți prin Panama, ajungeți în Costa Rica. Probabil că ăsta e motivul pentru care la noi a ajuns informația că sunteți în Costa Rica. Mă uit. Exact. Este informație aproape. Și... Avionul trece prin Costa Rica. Și numărul de telefon după care am sunat și am sunat și în țară, s-a văzut foarte bine și către... Eu înțeleg că mesajul dumneavoastră este că sunteți în vacanță, întâmplător în aceeași regiune geografică, dar vă întoarceți. Că asta vreau să înțeleg. Exact, doamna Stoicescu. America Latină are vreo 20 și ceva de țări. Are. De asta râdeam cu dumneavoastră, că dacă treceți prin Panama, ajungeți direct în Costa Rica. Acum, sigur, ați fi putut merge în Brazilia, era mai departe. Ar fi interesat cine a lansat știrea, dar, mă rog, nu mai contează. Cineva care știe că sunteți plecat în aceeași zonă. Că sunteți plecat în aceeași zonă și s-a întrebat dacă, în loc să luați avionul înapoi spre Europa, nu-l luați cumva spre Costa Rica. Unde... Nu, voi ajunge în Amsterdam și din Amsterdam după aceea la București și vă spun, deci vă întoarceți pentru următorul termen, vă întoarceți termen în timp. Termen de judecată care va fi pe data de 19. Și v-ați și schimbat... Pe data de 20 și pe data de 19 voi fi în țară. V-ați și schimbat biletele, asta ne spuneați. Da, veniți mai devreme, am înțeles eu greșit, că ați fi avut bilete după termen și... Da, am avut bilete până pe data de 25 și din cauza reprogramării termenului de judecată, am hotărât să schimb biletele de avion pe data de 19. Am înțeles, vă urmărim. Informația este foarte, foarte interesantă, într-adevăr, în contextul în care tot astăzi am văzut și noi am prezentat în exclusivitate documentul. Bănuiesc că dumneavoastră n-aveți cum să-l vedeți decât pe internet. Am văzut că și eu apresat. Citesc știrile pe internet, da, și am văzut documentul cu ajutorul politic. Bun. Deci sunteți, eu trebuie să spun așa, sursele noastre au fost bune că sunteți într-o zonă apropiată de Costa Rica, nu sunteți în Costa Rica, ci în Columbia, la o aruncătură de băți, dar vă întoarceți și nu intenționați să rămâneți acolo. Asta am reținut, mulțumesc foarte mult, domnule... N-am nici cea mai mică intenție, doamna Stoicescu, vă mulțumesc pentru că mi-ați permis. Asta este foarte important, e în momentul acesta, normal că ne uităm cu mare atenție, domnilor, și doamnă, cu mare atenție la toate aceste lucruri pe care le aflăm și este o știre pe care e bine că am putut să o verificăm.